Citind din Epistola către Evrei, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 3. Stăruiți în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru aceste momente de cântare, de închinare. Doamne, te celebrăm pe tine, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Doamne, așa de frumos în prezența ta, că parcă nu ne mai vine să plecăm de aici, Doamne, și de aceea te rugăm să faci în așa fel încât să trăim această stare, Doamne, fiecare dintre noi, nu doar acum, ci întotdeauna. De aceea pregătește-ne pe toți pentru întâlnirea cu Tine, pregătește-ne pentru viața veșnică și te rog, Doamne, ca Tu să fii cel care ne vorbești, chiar și prin acest mesaj. Lasă un cuvânt potrivit pentru noi, pentru fiecare, Doamne, și te rog să lași ca Duhul Sfânt să ne vorbească cu putere, căci te rugăm în numele drag al Domnului Isus Hristos și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. A fost o călătorie lungă, de aproape un an de zile. Dar, iată-ne, după această călătorie, ajungi în sfârșit la ultimul capitol al epistolei către evrei, la capitolul 13. Sper că ați fost și voi la fel de încântați și de hrăniți spiritual de această epistolă, de acest cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum am fost și eu, pentru că aici găsim o bogăție extraordinară. Și în ultimile mesaje ne-am uitat în mod special la capitolul 11 și capitolul 12 al acestei epistole. În capitolul 11 am văzut o galerie a oamenilor de credință, a oamenilor care și-au luat viața de credință în serios și au fost gata să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos și la bine și la greu și în toate împrejurările din viața lor. Apoi în capitolul 12 am văzut că suntem invitați și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, fiindcă au fost alții înaintea noastră care au alergat pe calea aceasta. Dumnezeu te cheamă pe tine și mă cheamă pe mine să urmăm și noi pe calea credinței, să ne uităm la Avram, să ne uităm la Isaac, să ne uităm la David, să ne uităm la atâți oameni al lui Dumnezeu care au rămas credincioși. Și acum e rândul tău, Alergarea aceasta pe calea credinței nu este un sprint, o cursă de unul singur, este o alergare cu ștafetă. Și alergă unii înainte și când trec linia de sosire dau ștafeta mai departe. Și merg și ei și dau ștafeta mai departe. Și astăzi ștafeta a ajuns la Biserica Adonai. Astăzi ștafeta credinței a ajuns la tine și a ajuns la mine. Și Domnul ne cheamă pe noi să-L urmăm. Și am văzut cât de frumos explică se explică în capitolul 12, această chemare la al urma pe Domnul Isus Hristos, această doctrină, această învățătură despre credință. Dar aș vrea să vă spun că întotdeauna învățătura sau doctrina este legată de practică. Dragi frați și surori, Cred că este. Uh, Lasă-te rog astea, că nu le mai împărțim acum. de să fim atenți la mesaj. Cred că este foarte important să înțelegem că o doctrină fără practică este doar învățătură, este doar speculație. De aceea, Iacov ne spune foarte, foarte important: credința fără fapte este moartă. Și este atât de necesar să avem o credință care este dublată de trăire, de fapte. Omul credincios nu este credincios doar cu gura. Omul credincios nu iubește pe Dumnezeu doar cu gura și nu iubește pe semen doar cu gura. Avem o nație, o națiune de oameni credincioși, spunem. Dar faptele acestei națiuni dovedesc că nu este credința pe care ne place să ne-o asumăm și să spunem că o avem. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim sinceri și să fim reali și credința noastră, învățătura noastră să fie dublată de practică. Și asta este provocarea pentru Biserica Adonai, să știți. Nu vorbesc doar despre alții. Trebuie să avem grijă să nu ne prindă aroganța și orgoliu și să ne uităm la alții de sus, și să spunem că suntem mai buni decât alții. Trebuie să ne verificăm și să ne cercetăm pe noi înșine și să ne întrebăm dacă în viața noastră se vede în mod practic ceea ce spunem cu gura. Și o oh, cât încă avem de schimbat. Și mă rog ca Domnul să aibă milă de noi de fiecare. Și să lucreze în noi în fiecare mai mult uh, uh, aceste roade ale credinței. De aceea, capitolul 13, de unde am citit și pe care urmează să-l analizăm și în mesajele următoare, se ocupă de etică. Se ocupă de această dimensiune practică a credinței și ne vorbește despre etica omului credincios. Și sunt mai multe aspecte legate de practică sau de etică, ne vom uita la ele în mesajele următoare. Astăzi, însă, dacă privim la primele trei versete, cele pe care le-am citit, o să observăm, în privința acestei etici a omului credincios, imperativul iubirii. Imperativul iubirii. Dacă Spunem că ne încolonăm după cei din Evrei 11. Dacă spunem că am intrat și noi în această galerie a credinței. Dacă spunem că alergăm și noi spre ceruri pe calea credinței. Atunci în viața noastră trebuie să se vadă la modul foarte practic această etică a omului credincios și în mod special trebuie să se vadă iubirea. Și aș vrea să ne uităm la câteva aspecte care țin de acest imperativ al iubirii. Primul imperativ al iubirii este iubirea fraților. Vă rog să vă uitați la versetul 1. Versetul 1 din capitolul 13 spune Stăruiți în dragostea frățească. Aici cuvântul Domnului se referă la biserică. Se referă la cei care au ales să îl numească pe Domnul Isus Hristos fratele lor și să-L numească pe Dumnezeu Tată. Dacă tu spui lui Dumnezeu Tată, și eu îi spun lui Dumnezeu Tată, ce înseamnă că noi doi suntem frați? Și dacă suntem frați, se formează această comunitate a celor mântuiți, această comunitate a celor ce sunt frați și surori, și între frați și surori trebuie să fie dragoste. Și trebuie să fie o dragoste adevărată. Asta este marea nevoie a bisericii de astăzi. Trăim într o lume flămândă după iubire și care caută iubire în tot felul de surrogate, tot felul de pseudo iubiri, dar de fapt nu sunt iubiri. Și Dumnezeu ne cheamă pe noi la această iubire reală. Ce aș vrea însă să remarcăm este chiar primul cuvânt. Primul cuvânt spune stăruiți sau perseverați, sau continuați în dragostea frățească. Și ce înseamnă asta? că dragostea care caracterizează o adevărată biserică a lui Dumnezeu este o dragoste unde vedem continuitatea iubirii, nu caracterul ocazional al iubirii. Acum hai să fim sinceri, așa iubire din când în când mai găsești și în altă parte. Dacă vine cineva și spune, auzi, vreau să-ți fac un cadou extraordinar de valoros și îți dă un cadou și spui, vai la da, ce te iubesc, dintr-o dată parcă uh, ai niște sentimente deosebite. Sau așa, ai un prieten bun care este lângă tine la nevoie din când în când. Da! Iubire din când în când o vedem peste tot în lume. Chiar și hoții se iubesc între ei din când în când când merg la furat, că se ajută unul pe altul să fure bine. Deci, când, când vorbim despre uh, această iubire între oameni, într-un mod ocazional, asta se găsește și în altă parte. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că în biserică nu trebuie să fie așa. În biserică iubirea trebuie să fie o constantă. Stăruiți în dragostea frățească. Mergeți mereu uh, într-un mod perseverent. Să nu fie doar o chestiune ocazională. Cu alte cuvinte, trebuie să ne iubim în, în biserică așa cum suntem. Să știți că biserica nu este formată din oameni perfecți. În această biserică eu sunt primul om imperfect, după cum observați cu ușurință. Și cu toate astea mă bucur că mă iubiți. Și voi iubești și eu pe voi. Și trebuie să ne iubim unii pe alții și să avem răbdare unii cu alții și să ne încurajăm unii pe alții și să ne zidim unii pe alții și să ne iertăm unii pe alții și să creștem împreună. Asta e biserica Domnului Isus Hristos. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Efesen capitolul 5? Că... Hristos a murit pentru biserică și a dat viața pentru biserică ca să o curățească, să o pregătească și să o înfățișeze într-o zi înaintea Tatălui, curată, fără pată și fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Dar până în ziua aceea, până când vom fi perfecți, suntem imperfecți. Și trebuie să exersăm această iubire, să stăruim în această iubire. Nu câtă vreme nu știu, avem exact aceleași păreri, corespundem din toate punctele de vedere să ne iubim și apoi să nu ne mai iubim. Nu așa, ci în comunitatea credincioșilor iubirea trebuie să fie continuă. De ce? De ce se așteaptă Dumnezeu de la noi să ne iubim non-stop? Nu cu program de șapte ore sau de opt ore. Iubirea creștină, la, la ghișeul iubirii creștine, este deschis non-stop. În Biserica lui Hristos, când te duci mereu, trebuie să găsești iubire. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35, ne spune așa, le spune ucenicilor și nouă, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. El cum ne-a iubit? Ocazional? Nu, El ne iubește neîntrerupt. Așa trebuie să iubim și noi. Și spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Este foarte interesant motivul, eu mă așteptam să spună Domnul Iisus Hristos, auzi Costel, tu trebuie să-ți iubești frații și de ce? Că e frumos să iubești, că e cristic să iubești, că îi încurajezi dacă îi iubești. Și să adevărate toate astea, nu e nimic greșit în asta. Dar nu vi se pare interesant că motivul pe care Domnul îl aduce în atenție spune să vă iubiți unii pe alții, de ce? Așa vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Și Biblia este adevărată, frați și surori. Iubirea creștină este metodă de evangelizare. Tot vorbim de ce nu se pocăiesc oamenii. De ce nu vin oamenii la Hristos? De ce pălește spiritualitatea? Tot ne întrebăm ce se întâmplă în societatea românească. Cum ajungem de ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu? De ce este atâta răutate? De ce este atâta violență? De ce parcă triumfă Satana, triumfă cel rău și vedem cum împărăția lui crește? Știți de ce se vedem toate astea, se întâmplă toate astea? Pentru că poate ne-am străduit să facem evangelizare într-un fel sau altul, poate uh, am dat broșuri, poate le spunem oamenilor și da, trebuie să continuăm, nu e nimic greșit în asta, dar poate am uitat că o metodă reală de evangelizare este iubirea. Iubirea este, această metodă spune, când voi vă veți iubi și reușiți să vă iubiți unul pe altul, fără interes, nu ocazional, nu ca să profitați unul de altul, nu numai când vă este bine, așa oamenii o să vadă că ceva nu e în regulă cu voi, între ghilimele. O să vadă că sunteți un fel de, de comunitate ciudată, un fel de intruși în lumea asta, care nu corespundeți lucrurilor pe care le vedeți în lumea asta și o să-i strânească pentru că oamenii sunt flămânzi după iubire. Și dacă vor vedea asta, spune Iisus, vreți un marker al uceniciei? Vreți ca oamenii să vă recunoască că sunteți ucenici? Degeaba vă, vă puneți pancarde, vă puneți etichete pe frunte și spuneți eu sunt al lui Hristos, eu sunt ucenicul lui Hristos, eu sunt baptist, eu sunt penticostal, eu sunt ortodox, eu sunt nu știu ce. Nu așa! Degeaba încercați să, să veniți cu tot felul de, însemne ale uceniciei voastre și cu tot felul de lucruri care să pună în evidență cât de ucenici sunteți voi. Vreți să vă vadă lumea că sunteți ucenici? Iubiți-vă! Și aici este o provocare pentru noi să învățăm iubirea frățească, să o practicăm și mă bucur că este această iubire între noi, dar rugăciunea mea este ca această iubire să crească. Credeți că eu pot să vă iubesc mai mult? decât atât? Că e loc de mai mult? Cu siguranță. Credeți că dumneavoastră ați putea să mă iubiți pe mine mai mult decât atât? Cu siguranță. Credeți că ne putem iubi unii pe alții mai mult decât atât? Da. N-am ajuns încă de săvârșiți. De aceea, cum spune acea frumoasă cântare, o creștem iubirea. Iisus e iubit. O creștem iubirea. Haideți să fie în dimineața aceasta rugăciunea noastră. O, Doamne, creștem iubirea. Crește-ne iubirea. Și ajută-ne să lăsăm la o parte prejudecăți, gânduri, orice lucru care vine de la cel rău. Și ajută-ne, Doamne, să crească iubirea unii pentru alții cu adevărat. Amin. Apoi, mai departe, acest imperativ al iubirii din etica omului credincios se vede nu doar în iubirea fraților, dar, în al doilea rând, se vede și în iubirea străinilor. Vă rog să vă uitați la versetul 2. Versetul 2 spune: Să nu dați. Uitării primirea de oaspeți. În original, în, în limba greacă, termenul se referă și la oaspeți, poate să însemne și străini. Am putea să traducem să nu dați uitării primirea de străini. Zice, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Foarte interesant. Și ce spune aici autorul epistolei către evrei? Da, dacă sunteți creștini, sunteți chemați să vă iubiți unii pe alții în biserică. Dar iubirea creștină, fiindcă este o iubire din Hristos, este o iubire care se revarsă. Este o iubire din abundență. Noi nu punem lacătul pe iubire și spunem, noi ne iubim doar între noi. Pe străini nu iubim. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune, iubiți-vă în primul rând între voi, ca lumea să vadă că sunteți ucenici, dar lăsați ca iubirea cu care Hristos vă umple inima să se reverse spre străini, Amin. să se reverse spre oaspeți, spre cei pe care care nu sunt ca voi, care nu vă, nu știu, nu corespund din anumite puncte de vedere, poate uh, au alt statut social, poate au alt nivel de educație, poate au altă etnie, poate au altă religie. iubiți pe toți, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Uh, evenimentul la care face referire autorul este cel din Geneza 18, de la versetul 2 la 4. Se referă la Avram. Într-o zi Avram stătea și el sub soare și fiindcă soarele era puternic, s-a dus la umbră, s-a dus și el să se odihnească un pic. Și cum să el la umbră, vede deodată că vin trei străini. Și când vede că vin trei străini, ne spune cuvântul Domnului, Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, ce a zis? Hai să-i să nu vină ăștia pe la mine că mănâncă mâncarea. Hai să văd cum să facă de obicei când trece un străin pe lângă tine să-ți cere ceva. Mai ales, sigur, vă dați seama, nu era ca acum, în cultura asta, când ai buticuri peste tot, apă, ce trebuie, să te refreșuiești, să Acolo depindeai de oameni. Când ajungeai, dacă zădeau o carnă cu apă, slavă Domnului, dacă nu zădeau te o de sete, aveai nevoie. Erau animale sălbatice, aveai nevoie noaptea de un acoperiș. Nu era ca acum, în societatea asta dezvoltată, unde avem atâtea resurse. Și, și automat când vedeai un străin, cam știai că nu poți să scapi ieftin. Când vedeai un străin, știai că are de-a face cu tine. Și când îi vede Avram, zice, hai să fug repede până nu m-au zărit. Oare m-au văzut? Nu. Zice cuvântul mai departe, când de a văzut, a alergat el înaintea lor de la ușa coltului, s-a plecat până la pământ, ăsta era un gest de profund respect, și a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Ce exemplu frumos! Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el nu știa că sunt îngeri și fără să știe a găzduit pe niște îngeri. Și acum autorul preia acest lucru și ne spune așa să face și voi. Iubiții pe străini. Dar zice, nu, nu vrea să spun neapărat că dacă eu acum o să primesc pe cineva oaspete sau îl iubesc pe un străin, s-ar putea să uh, nimeresc, să slujesc cu un înger. Nu neapărat asta vrea să spună. Deși mai știi ce se poate întâmpla? Nu știm cum lucrează Dumnezeu și cum e lumea spirituală. Dar dar nu asta este ideea. Ideea pe care vrea să o sublineze aici autorul e următoarea. Când Avram i-a slujit pe îngeri, a făcut ceva cu o încărcătură mult mai mare decât și-a dat el seama. El nu și-a dat seama cine sunt aceștia și ce valoare importantă are gestul lui încât iată că a slujit pe niște îngeri. Iar aplicația pentru noi este următoarea. Și voi, dacă aveți grijă de un străin, nu neapărat că aveți grijă de un înger, dar s-ar putea să aveți grijă de cineva. S-ar putea ca gestul vostru să conteze mult mai mult decât vă imaginați voi. S-ar putea ca, următorul, ca omul de care ți-a avut grijă să devină Uh, un următor misionar, un mare evanghelist, un mare om al lui Dumnezeu, pe care el să-l folosească în lucrarea lui. S-ar putea să devină președintele României și să-și aducă aminte de gestul tău de dragoste și să se poarte frumos cu poporul. S-ar putea ca gestul pe care îl faci acum să aibă un impact mult mai mare decât suntem noi în stare să calculăm. Da. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte în Matei, capitolul 5, versetul 46 și 47 spunea Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Un gest pe care îl facem Poate să ajute mai mult decât ne imaginăm. Poate ai fost odată într-un necaz mare și cineva ți-a spus o vorbă bună. Și persoana care ți-a spus vorba bună nu i s-a părut că a făcut mare lucru. Că a stat 5 minute de vorbă cu tine. Că te-a încurajat, că te-a ajutat într-un moment greu din viața ta, dar pentru tine a contat. Și poate comportamentul cuiva te-a făcut să fii credincioși și să fii să-L slăvești pe Dumnezeu și să fii dedicat lui Dumnezeu toată viața, pentru că ai văzut un exemplu în cineva. De aceea este atât de important să fim atenți când sunt străini. Și aici, sigur, străin este, în primul rând, se referă la cei pe care nu-i cunoaștem, dar cuvântul străin în Biblie este un simbol pentru oamenii diferiți de noi. Vă amintiți de pilda bunului samaritean? Despre asta este vorba. Toți cei care erau frați cu omul căzut între tâlhar s-au făcut ca o treabă. Eu nu mă ating că mă fac necurat, eu nu mă ating că mă grăbesc la biserică. Și doar un străin a trecut pe acolo, acel samaritean, care a făcut un gest, un gest care a schimbat viața acelui om. Apoi când cei zece leproși au fost vindecați, s-au bucurat că au scăpat de lepra lor și, cei, și toți au plecat, numai unul singur s-a întors și când s-a întors, acela v a și a spus Domnul Iisus Hristos, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să-i dea slavă lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să-i disprețuim pe străini. Trăim într-o lume care îi disprețuiește pe refugiați, îi disprețuiește pe uh, cei ce sunt de culoare, îi disprețuiește pe cei ce n-au bani în buzunar, îi disprețuiește pe cei fără educație. Asta cere Dumnezeu, dacă avem o adevărată etică creștină, asta cere Dumnezeu de la noi, frați și surori, să fim în stare să ne depășim confortul nostru și să iubim pe străini. De ce să iubim? Vreau să vă amintesc de un verset foarte important de Nefesen, capitolul 2, versetul 12, ce spune, aduceți-vă aminte. Auzi? Aduceți-vă aminte. Că în vremea aceea, când nu erați credincioși, erați fără Hristos fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și ce spune Pavel aici? Pavel spune aici, voi înși v-ați fost străini. Înainte să te consideri că uh, ai status voi, că tu faci parte dintr-o comunitate, ești acceptat ca aparții unei comunități și slavă Domnului că aparținem unei comunități, amintește-ți că tu ai fost străin că erai străin de legămintele lui Dumnezeu, că erai străin de voia lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu cu niște străini? Pe când eram fără Hristos, pe când eram fără drept de cetățenie în Israel, pe când eram străin de legămintele făgăduinței, pe când eram fără speranță, spune, și fără Dumnezeu în lume, ce a făcut Dumnezeu cu noi? A trecut pe lângă noi? Nu. Roman 5,8 spune... Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De aceea este atât de important să învățăm de la Domnul Isus Hristos. De fapt, iubirea aceasta practică față de străini este o iubire pentru că noi am învățat din iubirea lui Dumnezeu față de noi. Am învățat din ceea ce a făcut El față de străinul care eram eu, față de străinul care erai tu, fără speranță. Fără nădejde, fără Hristos. Și al treilea lucru cu care vreau să închei, am văzut iubirea fraților de credință, am văzut iubirea străinilor, acelor diferiți de noi. Al treilea lucru este iubirea suferinzilor. Uitați-vă, vă rog, la versetul 3. Versetul 3 spune, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum și voi sunteți legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Vedeți? Urmarea Domnului Isus Hristos, Și asta trebuie să ne fie foarte clar. A fi cu adevărat ucenic al Domnului înseamnă să plătești un preț. N-a existat și nu va exista un ucenic al Domnului Isus Hristos care să nu fi plătit niciodată un preț al uh, uceniciei sale. De fapt, în uh, Evrei, capitolul 10, versetul 34, vedem că deja erau unii în închisoare. Și vedem că deja unii au acceptat să plătească prețul ce Îi spune, în adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuie. Vedeți, practic evreii n-au fost indiferenți de cei ce suferă, de cei ce erau în închisoare, ce ați avut milă de ei. De aceea, acum când le scrie, le spune doar amintiți-vă să continuați asta. Uneori, știi când, când îți amintești de cei ce suferă? Când suferi și tu. Când ne este bine, dacă avem așa o perioadă în care ne merge bine, știți cum uităm de omul care suferă? Dar ia să trecem noi un pic prin suferință. Parcă încep să-ți amintești, dar stai că și fratele suferea. Dar stai că și sora. Dar stai că și el. Și atunci vrei să fii alături de acea persoană. Și evreii au fost alături de cei ce erau în temniță pentru Hristos, dar acum le scrie, amintiți-vă de ei. Amintiți-vă de ei, ca și cum voi ați suferi împreună cu ei. Empatizați pentru că empatia vă ferește de amnezie. Empatia vă ferește de amnezie. Uităm de multe ori. Vreau să, vă, vreau să ne întrebăm, frați și surori, și să ne pocăim în dimineața asta. Cât de mult ne rugăm pentru biserica persecutată a Domnului Isus Hristos? Știți că la ora actuală sunt martirizați chiar acum când predic. Sunt torturați, sunt bătuți, sunt chinuiți. Bărbați, femei și copii pentru numele Domnului Isus Hristos în toată lumea. Știți că la ora actuală există martiraj în lume pentru Hristos, mai mult decât a fost vreodată în istorie. Noi tot ne gândim la vremurile îndepărtate, la biserica de început, când oamenii erau aruncați la lei și uh, erau chinuiți în aceste feluri, dar uităm că astăzi, în lumea musulmană, în lumea arabă, în lumea comunistă, sunt atâția creștini care își plătesc cu viața pentru Hristos de câte ori ne-am rugat pentru ei. Oare de ce? Pentru că Domnul a fost bun și nu ne-a trecut pe noi prin suferință? Zice. Nu trebuie neapărat să ajungi tu în închisoare, dar amintește-ți ca și cum tu ai trece pe acolo. Pentru că suferința proprie, empatia, te ferește de amnezie. Nu uitați de frații voștri. Și un lucru important în privința aceasta este următorul. Vă rog să notați acest principiu. Iubirea suferinzilor presupune o asumare concretă a suferinței, nu o contemplare spiritualizată. Repet. Iubirea suferinzilor presupune o asumare concretă, nu o contemplare spiritualizată. Aici ne aduce cu picioarele pe pământ autorul. Că și astăzi sunt creștini de ăștia pioși, care doar spiritualizează. Vine omul și spune, frate, am un necaz, Domnul să aibă milă de tine. Atât. Sunt flămând, îmi trebuie o pâine. Domnul să aibă milă de tine. Frate, nu mai pot, sunt în deznădejde, nu mai am nicio speranță. Gândește-te la lucrurile de sus. Și avem de multe ori această tendință de a expedia pe cei care au nevoie de ajutor, spiritualizând lucrurile și contemplând, ca și cum am ajunge în cer. Aici autorul nu spune când vedeți că frații voștri zbătuți bătuți în temnițe, nu le spuneți, lasă, nu contează, gândește-te la lucrurile de sus, nu vă faceți probleme. Nu, nu, i vizitați, că de ce să vin la tine în pușcărie? Lasă că o să mor și ajungi la Domnul. Nu! Ne trezește aici cuvântul Domnului și ne aduce cu picioarele pe pământ și spune, lăsați contemplațiile. Da, puteți să încurajați să le spuneți să se gândească la cer, dar omul când trece prin necaș și suferă are nevoie de ajutor. Du-te și ajută-l, amintește-ți de ei ca și cum tu însuți ai suferi împreună cu ei. Nu iubiți cu vorba, nu voi expediați pe oameni trimițându-i la Domnul. Domnul a trimis la voi și voi îi trimiteți la Domnul, nu? V-ați gândit că de multe ori când noi îi trimitem pe oameni la Domnul, de fapt, Domnul îi trimite pe ei la noi? Și noi le spunem, mergi la Domnul, să te ajute Domnul. Frașii și surori, trebuie să ne pocăim în dimineața asta, iar eu sunt primul care trebuie să fac lucrul ăsta. Vă amintiți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 25, când vorbește cu cei care vor merge în iad, le spune așa, apoi le va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și atât ce spune, Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bonlav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Și dacă ar veni oamenii ăștia să spună, păi dar nu, nu, nu te-am trimis la Domnul? Nu ți-am spus să te încrezi în Domnul? Dar Domnul spune, dar n-ați venit pe la mine, dar nu mi-ați dat să mănânc, dar nu mi-ați dat să beau. Știți care e marea problema creștinismului din ziua de astăzi? Că ne-am învățat cu replici. Când ne-am învățat să le spunem oamenilor ce trebuie, să fim politically correct și din acest punct de vedere, dar uităm să trecem la practică într-un mod foarte serios. Și cuvântul acesta este un semnal de alarmă, frați și surori, și o trezire și mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și Biserica Adonai să fie o biserică care în modul foarte serios va lua acest cuvânt al lui Dumnezeu și de astăzi înainte să fie o schimbare în viața noastră etica asta să se vadă la modul real și să reușim efectiv ca atunci când vedem că un om are necazuri, să nu mai contemplăm și să spiritualizăm arătându-ne noi că suntem foarte spirituali. Mai spiritual ești când îi dai o pâine decât atunci când îți spui Domnul să aibă milă de tine, du mai departe. Asta înseamnă să fii cu adevărat spiritual, să vii aproape de om, să dovedești că ești gata să plătești un preț, că te costă, nu să stai comod și să-l trimiți pe om la Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Sigur, poate o să ne întrebăm, dar noi încă nu suferim pentru Hristos, că nu suntem în pușcării. A fost perioada comunistă când frași și surori ajungeau în închisoare, dar acum noi suntem liberi și ne întrebăm cum să-i ajutăm pe alții care suferă, pe suferinți. Care sunt suferinții din ziua de astăzi? Știți care sunt suferinții? Cei care pentru numele Domnului Isus Hristos plătesc un preț, chiar dacă nu sunt în închisoare. Sunt tineri de noștri care merg la facultăți, și când merg la facultate, fiindcă nu fac toate prostiile pe care le fac alții, fiindcă vor să fie credincioși și să asculte de Dumnezeu, vin alți tineri și îi bat jocoresc și uh, îi stigmatizează și se poartă urât cu ei. Aceștia sunt tinerii care suferă astăzi. Și noi ce trebuie să facem? Când vedem că cineva suferă pentru numele Domnului, trebuie să ne asumăm suferința împreună cu El, nu să ne ferim de El. Și de ce? Suferința este contagioasă. Avem un instinct de apărare. Când vezi că cineva suferă, fie că este batjocorit, că e bon lav, că are un necaz, că este disprețuit, că nu mai este în grațiile persoanelor importante, că se întâmplă ceva cu el. Știți care este instinctul omului natural? Este un instinct de conservare. Și este un instinct de a te feri de ăla. Zici, opa, persoana are o problemă, mă țin cât mai departe pentru că suferința e contagioasă. Dacă stau mult pe lângă acea persoană, voi suferi și eu. Mai bine mă asociez cu cei care le merge bine decât cu cei, care, cei care suferă. Și Domnul spune, nu. Dacă ești creștin, iubește pe suferinți. Da, dacă te asociezi, vei suferi și tu. Dar asta trebuie să facă un creștin. Asta înseamnă credința adevărată. Vezi că cineva nu este aplaudat, vezi că nu este bine primit în lumea asta, fiindcă e creștin? Atunci asociați-te cu el, nu cu cei care sunt aplaudați, dar îl înjură pe Domnul și sunt indiferenți față de Domnul. Chiar dacă trebuie să plătești un cost. Așadar, vreau să închei spunând că a trăi cu adevărat pe calea credinței înseamnă să ai imperativul iubirii în viață. Prima și prima dată trebuie să îi iubim pe frații de credință pentru că această comunitate trebuie să fie iubirea din această comunitate un mijloc de evangelizare. Alții să vadă iubirea și să spună vreau și eu, vreau și eu așa ceva. Vreau și eu iubirea din asta. Așa spune Domnul, când voi vă veți iubi unii pe alții, așa vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Apoi să reușim să iubim pe cei diferiți. Să ieșim din zona de confort. Să iubim pe cei care nu doar pe cei care ne fac bine. Chiar pe vrăjmaș ne spune Domnul în predicat de pe munte că trebuie să iubim. Să fim ca acel samaritean milostiv care a fost gata să se apropie de cel căzut, dar în al treilea rând să iubim pe cei ce suferă. Chiar dacă suferința ne costă, chiar dacă suferința e contagioasă, să fim gata să nu ne ferim de ei, ci să empatizăm, iar empatia să ne ferească de amnezie, să ne amintim că sunt oameni care suferă. Te rog să te gândești chiar acum, Știi pe cineva care suferă pentru Hristos? Încearcă să fie alături de acea persoană. Cu siguranță îl va ajuta. Nu-i spune, Domnul, să aibă milă de tine. N-ar nimic. Lasă că mergi la Domnul. Nu. Spune, până atunci vreau ca Domnul să vină la tine și Domnul vine la tine prin mine. Până mergi tu la Domnul, Domnul vine la tine prin mine și vreau să fiu lângă tine. Asta înseamnă să iubim cu adevărat. Asta înseamnă etica creștină. Gândiți-vă la cei ce sunt în închisori, la cei ce suferă pentru numele Domnului Isus. Cum ne putem aminti de ei ca să nu mai uităm? Să îi empatizăm ca și cum noi înșine am fi acolo. Și aș vrea să închei acest mesaj cu aplicația aceasta. Haideți să facem lucrul acesta chiar acum. Haideți să avem un timp de rugăciune în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne pocăim în primul rând că n-am iubit așa cum Domnul ne cheamă să iubim. Și ce ușor e să predic de aici? Și ce ușor e să predic? Și ce greu e când plec de aici să fac ceea ce am spus? Și ce greu mi este? Am nevoie de puterea Domnului. Și dacă sunteți ca mine, aveți și voi nevoie. Haideți să ne rugăm, Domnul, în dimineața asta, Doamne, ajută-ne să nu fim tinichele zângănitoare. Ajută-ne, Doamne, nu doar să vorbim, ci să și facem lucrul ăsta. Și apoi, haideți să ne rugăm pentru cei ce suferă, în mod special pentru cei martirizați. Și vreau să vă invit în următorul minut să avem un timp de rugăciune, așa cum stăm, fiecare în băncile noastre, noi și Dumnezeu, să plecăm capul și să stăm de vorbă în inima noastră cu Dumnezeu. Și vă rog... Să aducem înaintea lui Dumnezeu pe toți cei care suferă pentru numele Lui. Așa aș dori să încheie mesajul acesta. Amin!